Salut și bine v-am regăsit! Pentru că am văzut că vă plac materialele cu tips and tricks, iată că am pregătit ceva fin pentru una din cele mai utilizate aplicații de mesagerie. Cine să fie? Ei bine, este vorba de WhatsApp! Să începem! Îmi place să folosesc mesajele vocale atunci când mă grăbesc. Mi se pare o modalitate potrivită pentru a veni cu un răspuns rapid atunci când sunt prinsă cu alte task-uri. De acum, mesageria vocală WhatsApp primește îmbunătățiri. Nu doar că ai posibilitatea să asculți mesaje în timp ce răspunzi altor persoane pe WhatsApp. Acum poți face mult mai multe. De exemplu, poți începe să înregistrezi un mesaj, apeși pe pauză, răspunzi la mesajele altor contacte și ulterior poți reveni la mesajul pe care începusei să-l înregistrezi mai devreme. Apeși pe record și vei putea continua înregistrarea de unde ai lăsat-o. Dacă ai uitat unde ai rămas cu înregistrarea, dai play și asculți ce ai înregistrat mai devreme, după care continui cu înregistrarea pe care o trimiți atunci când va fi gata. De ceva timp, WhatsApp permite să reacționezi la mesajele primite cu un emoji. Ținând apăsat pe mesajul la care dorești să adaugi o reacție, îți apar 6 opțiuni din care să o alegi pe cea potrivită. Ce trebuie să știi este că în cazul în care ai selectat o reacție greșită, ai posibilitatea să o schimbi rapid. Tot ce ai de făcut este să ții apăsat pe același mesaj, iar în momentul în care îți apare lista cu reacții, să o selectezi pe cea corespunzătoare. Și asta e tot. Reacția aleasă anterior se va modifica în cea dorită de tine. Mai mult, dacă apeși pe ea, vei vedea că o poți șterge. Reacțiile le poți folosi și pe grupuri. Ba poți chiar să vezi și cine a adăugat reacțiile respective. Cum faci ca un utilizator să nu vadă că ai citit mesajele primite de la el? Dacă este un mesaj scurt, cel mai simplu este să-l citești din notificări. Însă, dacă ai un mesaj lung, vei fi nevoit să deschizi aplicația de WhatsApp. Și ca să deschizi aplicația de WhatsApp fără ca cel ce ți-a trimis mesajele să vadă că ai făcut asta, iată ce poți să faci. În momentul în care primești mesajele pe WhatsApp, activezi modul avion, după care accesezi mesajele primite, iar în momentul în care ai încheiat de citit, ieși din aplicație, apeși lung pe iconița aplicației, intri în setările ei, dai închidere forțată, o închizi și din background, după care dezactivezi modul avion și asta e tot. Cel ce ți-a trimis mesajele nu va afla că tu le-ai citit. Și dacă tot vrei să nu vadă că ai citit mesajele, bine ar fi să nu vadă ultima accesare, de unde poți alege dacă vrei să fie vizibilă informația aceasta sau nu. Iar în cazul în care vrei să fie vizibilă, poți alege pentru cine să fie vizibilă și pentru cine nu. Problema ar fi că odată ce ai selectat să nu fie vizibilă această informație pentru ceilalți utilizatori, nici tu nu vei mai vedea când o altă persoană a fost activă ultima dată. Așadar, tu decizi ce este cel mai important pentru tine. Ai cumva în listă un prieten care te tot adaugă în grupuri din care nu ești interesat să faci parte? Ei bine, acum ai posibilitatea să faci ceva în privința asta. Din setări, accesezi cont, confidențialitate și ceva mai jos avem opțiunea grupuri. Și de aici poți selecta cine te poate adăuga în grupuri. Dai voie oricărei persoane, contactelor tale sau dacă ai anumite persoane care știi că au obiceiul de a te adăuga în tot felul de grupuri dubioase și vrei să scapi de treaba asta, pur și simplu le adaugi la excepții și gata. Și am ajuns și la ultimul tips and tricks din lista de astăzi. Dacă până acum puțin timp puteai trimite pe WhatsApp fișiere de până la 100 de mega, iată că mai nou WhatsApp a mărit această limită la 2 giga. În momentul de față, doar două aplicații oferă această posibilitate, WhatsApp și Telegram. Practic, acum poți trimite un film întreg pe WhatsApp. Cum faci asta? Intri pe profilul persoanei căreia vrei să-i trimiți fișierul, accesezi documentele și de aici selectezi fișierul dorit. Și asta e tot. Cam aceasta ar fi lista de tips and tricks pentru WhatsApp. Dacă știi și tu altele interesante, te aștept cu ele în comentarii. Sau dacă ai propuneri pentru alte subiecte pe care ai vrea să le dezbatem aici, dă-mi de veste. Nu uita să te abonezi în cazul în care nu ai făcut-o, apreciez un like, un share și până data viitoare, numai bine!